International of Karim Bratrino winning the show game Super Bowl. This is our category for the last of the program. Ladies and gentlemen, one more super fight. Weight division plus 9, 1 kilogram. Came on rules, 3 rounds, 3 minutes each. Red corner, fighter from Moldova, Leonid Tkachuk. Urcăm în categorie, suntem la categoria grea, acolo unde avem un super fight între doi luptători din Republica Moldova, Leonid Tkachuk și Maxim Bolotov. Tkachuk este născut în Moldova, este din Briceni, dar acum stă, studiază și lucrează în România, mai exact la Iași. Se antrenează împreună cu Sebastian Ciobanu și Cătălin Moroșanu la clubul Scorpion Scornari, acolo unde este antrenat de Mihai Constantin. Leonid Tkachuk are 1,94 m înălțime, 95 de kg, născut în 1988. La profesioniști, Leonid Tkachuk are 7 victorii, o singură înfrângere pentru luptătorul venit din Iași. Leonid Tkachuk, Moldova. Blue corner, fighter from Moldova, Maxim Bolotov. Mult mai greu Maxim Bolotov decât adversarul său, 110 kg pentru luptătorul antrenat la Soul Gym de Andrei Grosu. Să vedem dacă aceste kilograme în plus îl vor ajuta pe Maxim Bolotov în ținerea sa cu Leonid Tkachuk. Meciuri importante și interesante făcute în România. A fost descoperit la o gală la Vaslui în urmă cu 3 ani. Atunci Leonid Tkachuk a făcut câteva meciuri foarte bune în România. Datorită faptului că trimite foarte multe lovituri puternice pe durata unui singur meci, i s-a spus Kalashnikov.
ca nume de ring. Și pe prima repriză, Kachuk cu mănuși roșii, Bolotov cu mănuși albastre. Ține foarte bine brațele sus Leonid Kachuk. Dreaptă și o stângă trimis acolo de Bolotov și o directă de dreapta. Ținut de public Maxim Bolotov. Leonid Kachuk a cam ascuns faptul că va veni Republica Moldova să lupte. Nu a vrut să spun acest lucru pentru ca familia să nu vină la gală și să pună presiune pe el. Acum o dreaptă foarte bună pentru Leonid Kachuk. A eschivat foarte frumos la lovitura adversarului său și a trimis acea dreaptă. Încă o dată o eschivă frumoasă lui Leonid. A încercat o proiectare acolo sportivul din Iași. Lăsat acolo dreaptă Leonid Kachuk și a răspuns foarte bine și el. Bolotov câteva lovituri foarte bune, câteva lovituri frumoase. Acum Leonid a lovit după comanda stop arbitru din ring. Acum ce dreapta încasat acolo Maxim Bolotov de la adversarul său. Din clinci a lovit foarte bine Leonid Kachuk. Încă o dată ratează acum lovitura de dreapta Leonid. Foarte periculos Leonid atunci când vine aproape de adversarul său. Am văzut lovituri bune trimise de Leonid. Acum casează și el câteva lovituri de la Maxim Bolotov. Lucra foarte bine acea lovitură mediană Leonid Kachuk. A trimis un croșet de dreapta. O direct acum prin garda adversarului. Eschivă frumoasa lui Leonid, dar a ratat lovitura. Sat acum Leonid, încasează și un genunchi, trimite și el pe contră acel croșet de dreapta care a pus probleme lui Maxim Bolotov. A ratat acolo o lovitură Leonid Kachuk. A fost câteva lovituri după comanda stop arbitrului. Câteva lovituri cu brațul sunt foarte bune pentru Maxim Bolotov. Ne apropiem de finalul meciului, mai sunt câteva secunde din această repriză. A început a doua repriză alte dintre Maxim Bolotov, cel cu mănuși albastre, și Leonid Kachuk. Iată-l acum pe Leonid Kachuk, se duce peste adversarul său, s-au luat la bătaie acum cei doi luptători. Au fost câteva lovituri puternice, expediat acolo de Leonid Kachuk. S-a încurajat de la margine de Mihai Constantin Leonid Kachuk, îi spune elevului său, du-te peste el, ți-a prins frica, ești mai tare, și acum iată schimburi de lovituri între cei doi. Lovituri puternice între Maxim Bolotov și Leonid Kachuk. Se cere Leonid Kachuk la margine, îți trimite lovituri cu percutul de dreapta când vine aproape de adversarul său. Acum dreptul de stânga, încasează un croșet de dreapta Leonid acolo. Maxim Bolotov
este pus cu spate la corzile de ringul în această repriză. Dreaptă trimis acolo de Leonid, încearcă și lovitură la corp Leonid Caciu. Mai multe inițiative în această repriză pentru Leonid Caciu decât pentru Maxim Bolotov. Acum croșeu dreapta bun pentru Bolotov, ratează croșeul de stânga Maxim Bolotov. Croșeul de stânga trimis de Leonid, acum o dreaptă, încearcă Leonid acolo. Luptă de aproape cei doi sportivi, un clinch prelungit, ar trebui să intervină arbitrul, se întâmplă acest lucru. Din nou, și clinch cei doi, despărțiți de arbitru. Serie bună pentru Maxim Bolotov, încearcă și Leonid un croșet de dreapta. Încă o dată croșet de dreapta pentru Maxim Bolotov, încă un croșet de dreapta. Foarte bună directat de stânga a lui Leonid Caciuc. Din nou schimbul de lovituri între cei doi. Low kick. Iată din nou serie bună de direct și lovituri în altă de picior pentru Maxim Bolotov. Încearcă Leonid Caciuc să pună presiune pe adversarul său. A trimis acolo câteva lovituri cu brațul drept, dar se află într-un moment mult mai bun Maxim Bolotov. Leonid Caciuc a și obosit, încasează loviturile pe lovituri, încearcă și el să trimite acolo câteva lovituri puternice spre figura adversarului, încearcă din întoarce acum Bolotov. I-a intrat acea lovitură lui Maxim Bolotov. Încercat în genul la corp acolo Leonid Caciuc și vedem revenirea lui Bolotov cu două directe sechiere. Ultima repriză, alte dintre Maxim Bolotov, Mărișe Albastră și Leonid Caciuc. Un meci strâns, poate compus în repriza a doua pentru Maxim Bolotov, pentru că Leonid Caciuc a mai și obosit un pic în această rundă. Iată, am văzut câteva drepte puternice trimise acolo de Maxim Bolotov. Schimbul de lovituri între cei doi. Bolotov vine peste Leonid Caciuc, mai determinat în această ultimă repriză, Maxim Bolotov. Da, lovituri în clinci. A picat proteza lui Leonid Caciuc. Maxim Bolotov a început mult mai bine această repriză a treia, împotriva lui Leonid Caciuc. Se reia meciul. Bună, dreapta trimis acolo de Leonid Caciuc și Maxim Bolotov a alunecat puțin. Iată pe Bolotov, a avut o răbufnire acolo, Maxim Bolotov a trimis câteva lovituri. Încă o dreaptă bună, ratează acolo câteva lovituri Maxim Bolotov. Încă o directă dreapta foarte bună pentru Maxim Bolotov. Fiți pe corzele ringului Leonid Caciuc. Blochează aceste lovituri, dar încasează totuși o dreptă prin gardă. Leonid Caciuc încearcă și el o dreaptă spre figura lui Maxim Bolotov.
Încă o dreaptă bună pentru Maxim Bolotov, cel care are din ce în ce mai multe lovituri clare în această repriză finală. Croșeu de stânga, lovitură mediană de picior, încă o dreaptă slăbitura lui Leonica Ciuc. Foarte obosit în această ultimă repriză Leonica Ciuc, trimite și un croșeu de dreapta, încasează un low kick, lovitură înaltă de picior, croșeu de dreapta, Leonica Ciuc pune presiune, îi sângerează nasul lui Leonica Ciuc, încasează o lovitură de genul la corp. O repriză foarte bună pentru Maxim Bolotov. O repriză mult mai bună pentru el în această rundă finală. Poate fi runda care câștigă acest meci, Maxim Bolotov. Se rea meciul. Maxim Bolotov acum peste adversarul său. Ratează acolo Leonica Ciuc, o lovitură de dreapta. Ne apropiem de finalul meciului. Foarte bine cu dreapta Maxim Bolotov, o lovitură de genunchi. Îndemnat de la margine, Leonid să pune presiune acum pe final pe adversarul său. Casează un genunchi Leonica Ciuc de la Maxim Bolotov. Au obosit ambii luptători. Atât Ciuc și Bolotov așteaptă finalul meciului. Da, final de luptă între Leonica Ciuc și Maxim Bolotov. Nu a fost un meci foarte spectaculos, dar a fost o luptă în care s-au schimbat multe lovituri. Doi luptători grei, doi luptători care au făcut ce au putut în acest meci. Să vedem care va fi decizia judecătorilor. După cele trei reprize, Maxim Bolotov sau Leonica Ciuc, cine va câștiga acest super fight la categoria grea? Nu este singurul super fight la categoria grea din gală. Să mai avem un super fight la această categorie. Tomasz Novak din Polonia va da piept cu Sergei Lashchenko din Ucraina. Să vedem cine este învingătorul. Victorie la puncte pentru coțul albastru, Maxim Bolotov, îl învinge pe Leonica Ciuc.